Giurgiuvenii care doresc rezervarea unui tichet valoric în schimbul casării unei mașini mai vechi de 8 ani o pot face de luni 30 mai, când încep înscrierile pentru programul Rabla. Beneficiarii vor aduce autoturismele vechi la colectorii autorizați de Agenția Națională pentru Protecția Mediului și vor cumpăra o mașină nouă în baza tichetului primit la casare. Sesiunea de depunere a dosarelor se va încheia în data de 3 iunie. La fel ca anul trecut, prima pentru casarea unei mașini vechi și cumpărarea uneia noi în cadrul programului este tot de 6.500 de lei. Însă la aceasta se adaugă câte un ecobonus pentru cumpărarea de autoturisme mai prietenoase cu mediul. Mai exact, ecobonusul are o valoare de 750 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou, al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 de grame pe kilometru, în regim de funcționare mixt. 1.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid. O modificare a programului Rabla este apariția secțiunii dedicată autovehiculelor electrice, intitulată Rabla Plus. În acest an, valoarea totală a programului este de 220 de milioane de lei, din care 75 de milioane de lei vor fi alocate extensiei Rabla Plus, prin care românii pot cumpăra mașini electrice 100%. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor estimează că în ediția din acest an a programului vor fi scoase din uz 20.000 de mașini vechi.